A fost semnat un nou contract pentru amenajarea unor terenuri moderne de sport la încă 9 instituții de învățământ preuniversitar. Lucrările efective vor începe în cursul săptămânii viitoare, iar valoarea contractului se ridică la 4,1 milioane de lei cu TVA. Terenurile de sport vor fi amenajate la Colegiul Național, Colegiul Național Costache Negruții, Colegiul Național Emil Racoviță, Colegiul Național de Arte Octav Băncilă, Colegiul Național Garabet Ibrăileanu, Liceul Tehnologic Petru Poni, Școala Gimnazială Elena Cuza și la Școala Gimnazială Bogdan Petriceicu HD-ul. Toate cele 9 terenuri vor avea formă dreptunghiulară, iar în jurul lor va fi amenajată câte o zonă de siguranță. Pentru folosirea terenului în condiții de luminozitate redusă, perimetral va fi montată o instalație de iluminat cu reflectoare de tip LED. Suprafața de joc a terenurilor va fi din gazon sintetic, cu înălțimea firului de 40 de milimetri.